Când vorbim despre identitatea electronică, în ultima perioadă s-au speculat foarte multe informații, mai mult sau mai puțin adevărate, în zona publică. Ce important este că această carte electronică de identitate va putea oferi cetățeanului român posibilitatea de a interacționa în format digital cu instituțiile publice și asta alături de alte două proiecte pe care Autoritatea pentru Digitalizarea României le implementează. Cartea de identitate simplă nu va mai putea fi folosită ca document de călătorie în interiorul Uniunii Europene. De asemenea, cartea de identitate electronică nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a putea călători în Uniunea Europeană, cetățenii români care optează în continuare pentru o carte de identitate simplă vor fi obligați să prezinte și pașaportul alături de aceasta. Da, ar fi o chestie. Că s-a zis spre normalitate. Acum, nu știu, părele sunt împărțite fiecare din punctul lui de vedere, cum îl consideră. Dar, bine, când se umbli cu 10 documente, bine, mai bine umbli cu unul și bun, cum s-ar spune popular. Dacă se renunță la permisul de conducere, la cardul de sănătate și la toate celelalte documente, este binevenit. Dar asta este una din condiții. Să se simplifice cât mai mult. Cărțile de identitate electronice elimină barierele birocratice în identificarea persoanelor la nivelul întregii Uniuni Europene și contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii pentru cetățenii europeni. Încă din 2016, Uniunea Europeană a subliniat necesitatea elaborării unor sisteme solide care să prevină abuzurile și amenințările la adresa securității interne provocate de deficiențe în ceea ce privește securitatea documentelor, în special legate de terorism și criminalitatea transfrontalieră. Da, sunt de acord cu el. Nu e un lucru rău asta, pentru că face ca lumea să ducă și mai ales ăștia. Pe mine unul nu mă interesează, că nu am nevoie de el, că eu nu călătoresc, dar ăștia care călătoresc pe unde merg în țări străine, au nevoie. Stabilirea unor standarde minime de securitate și integrarea datelor biometrice în cărțile de identitate sunt pași importanți pentru a face mai sigură utilizarea documentelor de identitate în Uniunea Europeană. În acest sens, includerea elementelor biometrice de identificare le permite cetățenilor să beneficieze pe deplin de drepturile lor la liberă circulație.